prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Pentru început, aș dori să vă împărtășesc din bucuria mea, care are la bază o reușită a postului nostru de televiziune, faptul că avem acum o mult mai bună distribuție. Am primit multe feedback-uri de la români din afara țării și din țară și mult mai multă lume ne urmărește și se simt binecuvântați. Și noi suntem binecuvântați, dragi telespectatoare și dragi telespectatori, să primim aceste feedback-uri și să ne simțim purtați în rugăciunile dumneavoastră. De aceea fiți binecuvântați și ne dorim ca aici la Credo să fie un loc în care românii din toate colțurile lumii să se întâlnească. Și iată că astăzi am o invitată româncă, dar venită foarte de departe, din Statele Unite, din North Carolina. Este vorba despre scriitoarea Ana Tătar Andras, care de 13 ani s-a mutat în Statele Unite prin căsătorie, dar n-a uitat de noi cei de acasă și a dezvoltat o activitate literară scriind 4 cărți în doar 4 ani și are alte câteva cărți în lucru. Bine ai venit, Ana! Mulțumesc pentru că v-am găsit cu bine și că sunt aici în România. Mă bucur să fiu aici. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Draga mea, mă bucur și ne simțim onorați să avem oameni deosebiți și nu de mult am scris pe pagina mea de Facebook prezentând niște invitați în felul următor. Oameni deosebiți au venit în România și s-au oprit și la Credo TV. Și vreau să spun că și de data asta este valabil. Ești o persoană deosebită pe care o apreciez și îți simt activitatea prin blogul tău, prin newsletterele care le trimiți și îmi dau seama cum de acolo de departe scrii românește și nu numai, am văzut și newsletter în limba engleză și îți pasă de oameni. Aș vrea să spunem telespectatorilor, poate și amintesc de tine de acum 2 ani când ai mai fost invitată, emisiuni cu ocazia cărora am prezentat cele 4 cărți, Deschidem ochii, Inim lângă inim, Schimbăm inima și Biruiește. Cărți care sunt pornite din inima ta. Pentru inima cititorilor. Aș vrea să ne comentezi un pic un motto care l-am găsit pe blogul tău. Pasiune pentru Dumnezeu și compasiune pentru oameni. Eu mi-am dat seama că acest motto te definește și un fel de viziunea ta, dar aș vrea, în legătură cu activitatea ta și cu acest motto, să ne povestești tu mai mult. Vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru că mi-ai spus că sunt o persoană deosebită. Tuturor ne place să fim apreciați, dar mă bucur să am ocazia să spun tuturor celor care ne ascultă că ei sunt foarte deosebiți. Domnul Dumnezeu ne iubește pe toți și nu are favoriți. El ne dăruiește multe daruri și pe măsură ce noi ne apropiem de Dumnezeu și ne lăsăm modelați de El, El ne folosește în anumite lucrări. Eu L-am iubit foarte mult pe Dumnezeu și mă bucur că am avut harul și timpul și o inimă dedicată pentru lucrare. De mică am crescut în familie de credincioși, în copilărie am învățat să iubesc rugăciunea. Mai târziu, când am venit la Cluj, la școală, am învățat să iubesc închinarea și cuvântul. Și toate aceste trei au fost pentru mine o bucurie extraordinară în zilele bune și au fost un mare echilibru în furtunile vieții. Și apropiindu-mă de Dumnezeu tot mai mult, am simțit o pasiune extraordinară în mine să fac de cunoscut adevărurile pe care Dumnezeu mi le descoperea. Îmi plăcea foarte mult studiul biblic. Am primit această dragoste față de cuvântul lui Dumnezeu în Biserica din Iris, la studiile pe care fratele Beniamin Fărăgău le susținea. Și au pătruns aceste adevăruri în inima mea. Am amintiri foarte plăcute, nu aș vrea să le prezint acum, dar poate într-o altă dată.
Dar mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că pe măsură ce mă apropiam de El prin cuvânt, niciodată n-am încetat să particip la studii biblice, nici aici, nici în America de când am plecat. În fiecare an particip și o dată pe săptămână nu lipsesc, pentru că vreau și îmi doresc să fiu consecventă în ceea ce am început, să duc la bun sfârșit tot ceea ce fac și simt și acum că Dumnezeu pune o pasiune extraordinară în viața mea pentru cuvântul Lui, pentru biserică, pentru oameni și într-adevăr această maximă, să o numim așa, pasiune pentru Dumnezeu și compasiune pentru oameni, mă definește. Acesta este scopul meu. Vreau toată viața, chiar și soțului meu i-am spus, vreau toată viața mea să am pasiune pentru Dumnezeu și compasiune pentru oameni. Trebuie să ținem un echilibru între relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu cei din jurul nostru. Și de fapt, una o determină pe cealaltă. Când avem o relație bună cu Dumnezeu, știm și cum să ne raportăm la oameni. Și atitudinea noastră față de oameni contează foarte mult. Uneori putem să ne purtăm frumos cu cei pe care îi întâlnim din politețe, dar este foarte diferit când ne purtăm așa cum cere Dumnezeu în relație cu cei din jur, dintr-o motivație corectă. Și contează foarte mult și metodele și motivațiile și caracterul, de fapt, contează cel mai mult, caracterul lui Dumnezeu care trebuie să devină și caracterul nostru. Și atunci putem să avem pasiune pentru Dumnezeu și pasiune pentru oameni. Aici, ascultându-te, mi-am amintit de un verset din Noul Testament care e cunoscut sub cea mai mare, numele de cea mai mare poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și nu de mult aveam o discuție la o conferință cu un grup de surori, oare ce este mai greu? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău sau pe aproapele tău? Și am constatat că și toate au fost de acord că mai greu este să iubești pe aproapele, pentru că El îți mai și greșește. Dumnezeu este sfânt, este perfect, chiar dacă nu-L vedem, El ne face numai bine. Îmi place cum ai îmbinat în viziunea ta cele două elemente. Aș mai vrea să spun ceva despre relația cu Dumnezeu. Se vorbește foarte mult despre relația cu Dumnezeu, mai ales în bisericile evanghelice. Și uneori oamenii nu o înțeleg și unii chiar cred că au o relație cu Dumnezeu pentru că merg odată la biserică, citesc odată Biblia pe săptămână sau mai mult, dar relația cu Dumnezeu este mult mai mult decât participarea la biserică sau citirea chiar a unei meditații pe zi din cărțile mele, să zic așa, ca exemplu. Relația cu Dumnezeu înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să rămânem în cuvânt și să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu să-L auzim pe Dumnezeu când ne vorbește, când deschidem paginile Scripturilor. Acest lucru mi-l doresc foarte mult prin cărțile mele. M-am rugat mult lui Dumnezeu și mă rog și spun, Doamne, nu vreau să scriu de la mine, ci vreau să-mi spui ceva de la Tine care să aibă impact în viața oamenilor. Pentru că dacă nu vorbesc aceste cărți, dacă nu vorbesc cu oamenilor, sunt doar informație. Există foarte multă informație în lume. Dăm doar un click și aflăm totul despre toți. Dar Dumnezeu vrea mai mult decât informație. Dumnezeu vrea o relație cu noi. Adică Dumnezeu să ne audă pe noi și noi să-L auzim pe Dumnezeu. Și acest lucru nu se poate fără cuvântul lui Dumnezeu. Cine spune că are o relație cu Dumnezeu, trebuie să cunoască Scripturile, trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să cunoască cuvântul și realmente Dumnezeu să-i vorbească. Noi toți suntem într-un proces. Unii îl înțelegem pe Dumnezeu mai mult, alții mai puțin. Suntem într-un proces, dar este minunat că Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi, ne crește pe măsură ce noi ne apropiem de El, Dumnezeu ne transformă și lucrează în viața noastră. Și aceasta este frumusețea relației cu Dumnezeu, că noi nu suntem aceiași ca și anul trecut. Mă uit și eu de multe ori în viața mea și zic, Doamne, oare ce ai schimbat în viața mea de anul trecut? Aș vrea să văd că ai făcut ceva nou în viața mea, că nu sunt la fel.
Trebuie să creștem în relația aceasta cu Dumnezeu și pe măsură ce creștem în relația cu Dumnezeu avem mai multă pasiune pentru El. Și acum pasiunea mea pentru cărți nu o pot opri, nu mă pot opri din scris. O văd ca o pasiune pe care Dumnezeu mi-a dat-o un plus, pentru că îl iubesc pe El și am pasiune pentru El și pentru lucrările Lui. Am observat lucrul acesta pentru că pe blogul care îți poartă numele este foarte multă activitate, probabil cu excepția acestei scurte vacanțe în care te-ai aflat în România, dar în rest, aproape zilnic am observat câte o nouă postare, un nou îndemn, o mărturie, cuvinte de suflet, încurajări și am stat să mă întreb, oare cum găsești inspirație în fiecare zi și timp? Cărțile pe care le-am scris îmi sunt de mare ajutor. Cele mai multe dintre postările pe blog sunt scrierile mele. Dar din când în când, vizitând și alte pagini, dacă observ un lucru care m-a atins pe mine, îl pun și pe blogul meu. Mă bucur să dau mai departe din frumusețea pe care Dumnezeu a descoperit-o și altora. Și îmi place de multe ori să postez o poezie. Când mă atinge Dumnezeu printr-o poezie, parcă aș vrea să și alții să se bucure de un adevăr pe care cineva din suflet l-a scris pentru noi toți. Dar într-adevăr îmi găsesc timp. Sunt foarte ocupată. Eu am impresia că lucrez tot timpul. Dacă nu dorm, lucrez. Și dacă nu am nimic ce face, plănuiesc. Și îmi plănuiesc cum să-mi organizez timpul zilei și ce am de făcut. Când merg la lucru pe partea dreaptă, am rezolv problemele de pe partea dreaptă a străzii. Mă opresc la bancă, mă opresc la poștă, mă opresc la cumpărături pe partea dreaptă. Când vin acasă, îmi organizez problemele de pe partea cealaltă ca să salvez din timpul meu, să petrec cât mai mult timp în lucrările pe care le am de făcut. Uneori îmi fac notițe ca să nu greșesc, ca să nu uit. Îi mulțumesc Domnului și pentru soțul meu, pentru că nu trebuie să merg 8 ore la lucru. Soțul meu lucrează și eu îl ajut la lucru, dar nu trebuie să stau 8 ore lângă el. Mă lasă să mai stau și acasă. Și atunci, dacă am oportunitatea aceasta, mă bucur să mă apuc de scris. Și nu numai de scris, am o pasiune extraordinară pentru rugăciune. Și parcă în ultimul timp Dumnezeu mă cheamă la mai multă rugăciune. Și s-ar putea că în viitor voi scrie mai puțin și mă voi ruga mai mult. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată chemarea pe care mi-o face și vreau să ascult de El. Am înțeles că această perioadă de scriere este o perioadă încadrată într-un timp stabilit de Dumnezeu. Și de aceea mi-am dat toate silințele și am scris cât am putut de mult și Dumnezeu a completat și a înmulțit ceea ce am scris eu peste măsură. De aceea mi-am dat toate silințele, să prind momentul. Poate mâine Domnul mă cheamă la altceva, cum am zis. Simt în inima mea că Domnul pregătește o lucrare pentru mine. Nu știu ce va fi. Dar dacă acum am timp de scris, vreau să și cer putere de la Dumnezeu și cred că Dumnezeu înmulțește timpul meu să pot să fac așa multe lucruri. Nu știu cum am reușit așa multe lucruri. L-am ajutat și pe soțul meu și la lucru și acasă și încă gătesc românește. Eu nu prea mănânc în oraș, soțul meu mai mănâncă în oraș și împreună cu fiul lui de multe ori merg să mănânce în oraș de două ori după restaurante, că așa este moda în America. Dar pentru mine este mai bine să mănânc acasă și gătesc românește și soțului meu îi place mâncare românească. Și să ne mai spui un pic ceea ce știu eu de data trecută, că aveți o mică fermă sau poate mai mare acum, care și asta îți ocupă din timp. Da, soțul meu iubește natura foarte mult și ar vrea să stea în grădină și să aibă grijă de animale toată ziua. Dar fiindcă nu este posibil, doar dimineața și seara înainte de lucru și după ce vine acasă se ocupă de farmă, mai îmi dă și mie câte ceva de făcut. Sau nu mi-este greu să hrănesc animalele și să le dau apă,
Dar aș prefera el să le facă toate aceste lucruri și uneori îi spun. Și uneori îi spun și că sunt nefericită de munca la farmă și la grădină. Îi spun, el știe lucrul acesta. Dar în viață să știți că nu facem numai ceea ce ne place și ceea ce dorim. De aceea îi mulțumesc Domnului că pot să fac lucrurile pe care le iubesc. Pot să mă rog, pot să scriu, pot să cânt. Dar pe lângă acestea mai trebuie să lucrez și la farmă. Și mă îmbrac cizmele și mă îmbrac din cap până în picioare, pentru că avem buruiana aia otrăvitoare, poison ivy, de care trebuie să ne ferim. Și atunci mă duc și mai și la animale și mai îmi iau și în cap și mă gătesc așa ca o țărancă de adevăratelea și mă duc și fac și munca aceasta. Nu cu drag. Și soțul meu știe, dar dacă trebuie să fac, mă duc. Și am ajuns la o concluzie și am zis așa: dacă nu fac ceea ce iubesc, să iubesc ceea ce fac. Și am început să cânt și pe deal cu caprele și cu oile și le cântam și mă încurajam singură și ziceam: dragă, tu citești Biblia, tu ai scris acolo să facem cu dragă inimă tot ceea ce facem, să facem cu dragă inimă și cu bucurie. Dacă ai scris pe blog, cum trăiești? Eu mă cercetez foarte mult. Și am învățat că și în lucrurile pe care nu le iubesc și îmi sunt grele, eu trebuie să mă aduc în acord cu voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu îngăduie și lucrurile plăcute și neplăcute și mai puțin plăcute și lucrurile grele și mai ușoare și mâinile mele sunt mâini de țărancă de multe ori și accept toată situația și chiar am zis Domnului și m-am rugat așa: Doamne, vreau să accept tot ceea ce trimiți în viața mea. Absolut tot. Absolut tot. Și Dumnezeu ne trimite, să știți. Și toți avem aceste experiențe. Dumnezeu ne trimite și lucruri ușoare și lucruri grele, și nevoi și bucurii și lipsuri și binecuvântări și relații bune și relații grele. Prin toate Dumnezeu ne formează caracterul nostru. Ceea ce este important este să ne lăsăm în mâna Lui, să acceptăm, să știm că El este în control, nimic nu vine, nimic nu pleacă fără voia Lui, noi să stăm liniștiți, aceasta este partea grea. Noi ne agităm, noi vrem să rezolvăm problemele, firește, noi vrem să punem la punct lucrurile și oamenii, pe alții mai ales, să gândească ca noi, să facă lucrurile așa cum știm noi. Și de multe ori greșim, nu știm să ne aducem pe noi în ascultare de Domnul în toate lucrurile. Și aceasta este bătălia noastră. Așa că și eu mă străduiesc, îmi dau toate silințele să mă aduc în ascultare de Domnul și observ în viața mea atunci când nu-L ascult pe Domnul. Când îi spun soțului meu că nu vreau să fac ceva, este și când îi spun că nu vreau să mă duc la animale și el îmi spune: da, să te duci și trebuie să te duci. Eu am plecat la lucru, n-am reușit să fac, tu te duci și termin ce n-am terminat eu. Și iar mă cercetez și pe urmă îmi cer iertare de la Domnul și aceasta este viața. Și cu toate astea reușești să-ți păstrezi inima bună ca să scrii. Da. Și acum aș vrea să ne spui despre cărțile la care lucrezi. Cartea La Început, Dumnezeu, este o carte de meditații biblice zilnice bazate pe cartea Geneza, cartea tuturor începuturilor. Așa de mult îmi place acest titlu pe care l-am dat acestei cărți. Și pentru faptul că așa începe cartea cărților, pe care noi o iubim foarte mult. La început Dumnezeu. Și dacă ne-am oprit aici, doar la acest titlu, am putea să spunem că dacă începem cu Dumnezeu, toate lucrurile bune se încep cu Dumnezeu. Avem șanse să mergem înainte. Și mă gândesc că am auzit una dintre predici nu de mult și un frate zicea: care este primul lucru la care te gândești dimineața când te scoli? Și noi ne gândim la multe lucruri. Ce ai cere? Care ar fi primul lucru pe care l-ai cere lui Dumnezeu când te trezești? Și m-am gândit, oare ce aș cere primul lucru de la Dumnezeu? Primul lucru pe care l-aș cere de la Dumnezeu ar fi înțelepciune. Nimic nu este mai valoros, niciun dar pe care Dumnezeu ne-l dăruiește nu este mai prețios ca înțelepciunea. Înțelepciunea este curată, este pașnică, este blândă, este plină de îndurare, plină de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Aceste calități vin de sus, de la Dumnezeu. Și dacă El ni le dă, le avem, dacă nu, n-avem nicio șansă. Și mă gândeam la această carte, este o carte a înțelepciunii.
Toată cartea este a înțelepciunii, dar în special cartea Geneza. Cartea Geneza m-a impresionat pentru că prezintă niște personaje cheie pentru noi toți. Noi toți avem nevoie de modele. Ne uităm la oameni și vrem să avem modele, să-i vedem pe oameni cum trăiesc în adevărurile biblice. De multe ori știm un principiu, un adevăr biblic, dar nu știm să-l aplicăm. Vine o problemă în viața noastră, nu știm ce avem de făcut. Și atunci ne uităm în jur. Cine cum reacționează? Cine cum rezolvă o problemă? Cum reacționăm în anumite situații? Și ne uităm la oamenii mari ai credinței. Și aș începe cu Avram, din cartea pe care am scris-o la început, Dumnezeu. Așa de mult m-a impresionat Avram, omul credincios, care a rămas model pentru noi. Și mi se pare extraordinar felul în care Dumnezeu i-a revelat lui Moise să scrie în Geneza diferența dintre Avram și Lot. Avram a ales pacea, umilința, credincioșia, responsabilitatea pentru ceea ce Dumnezeu i-a dăruit și a ajuns la victorie. Lot, ce a ales Lot? Lot a ales oferta lumii, plăcerea lumii, prestigiul lumii, lucrurile lumii și a ajuns la distrugere și în final o moarte care nici nu este notată în... Nu este una onorabilă. Nu este una onorabilă, nu. Și nici viața lui. Credința este cea mai mare bogăție pe care o avem. De multe ori suntem tentați să alergăm pentru bogăția lumii. Și mă bucur că această carte, la început, Dumnezeu ne prezintă și diferența între bogățiile pe care le prezintă Dumnezeu în cartea Geneza și bogăția lumii. Libertatea în Hristos este o bogăție extraordinară pe care trebuie să o punem în valoare și să o prețuim. Tot ceea ce este valoros din punctul de vedere al lui Dumnezeu trebuie să primeze în defavoarea celor pământești. Și această carte ne descrie această comoară nesecată pe care Dumnezeu este gata să ne-o dăruiască fiecăruia dintre noi. Deși Avram este foarte cunoscut ca personaj pozitiv în cartea aceasta, totuși, pentru mine, personajul cel mai important care mi-a atins viața și inima mea prin studierea acestei cărți Geneza și în scrierea mea, cititorii o să găsească mai pe larg, este Iosif. Cu siguranță că mulți dintre noi, ca personaj favorit, l-am alege pe Iosif. M-am gândit la problema suferinței foarte mult. Este foarte greu să vorbim despre suferință. Este un subiect pe care abia îl atingem din punctul nostru de vedere, după putința noastră, după capacitatea noastră de înțelegere. Dar totuși, în viața lui Iosif am văzut că suferința a făcut din el un om. L-a pregătit, pentru că el s-a lăsat în mâinile olarului. Îmi place să spun acest lucru, că noi suntem lutul în mâinile olarului. Și Iosif s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu, deși a avut o viață foarte grea. La 6 ani a plecat într-o altă țară. La 13 ani a murit mama. La 17 ani a fost vândut de frații lui. Ce să mai spunem de copilăria lui, că n-a fost iubit de frații lui. Singurul care l-a iubit a fost tatălui. Și pe urmă, după ce a fost vândut de frații lui, a ajuns într-o țară străină din nou, cu o limbă străină, oameni necunoscuți și chiar dacă el a excelat în munca pe care a făcut-o și a lucrat cu dragă inimă și s-a dovedit a fi omul cel mai de încredere între cei între care l-a pus Dumnezeu, totuși a fost acuzat pe nedrept. A fost aruncat în închisoare și abia la vârsta de 33 de ani, cred că 33 de ani, a ajuns să fie ridicat de Dumnezeu. Dar toată viața Dumnezeu l-a pregătit și l-a adus până în punctul în care l-a folosit. Și când a ajuns pregătit și s-a înfățișat înaintea lui Faraon,
Faraon a spus ceva despre el care mă uimește și mă impresionează. Și vreau să citesc acest text. Te rog. Și Faraon este Geneza, capitolul 41, versetul 38. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Ce minunat că Faraon a văzut în primul rând că are în el Duhul lui Dumnezeu și că a ajuns priceput și înțelept tocmai pentru că avea Duhul lui Dumnezeu în el. Un om, un păgân, el a fost un păgân, el nu știa cine este Dumnezeu. De unde a știut el că Duhul lui Dumnezeu este în Iosif? Este o descoperire a lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu descopere lucruri extraordinare unor oameni păgâni. Și vedem și în exemplul lui Avram, când s-a coborât în Egipt și pe urmă a mai avut un conflict cu un alt împărat din nord, când ei, ca oameni păgâni, au recunoscut și au spus lucruri extraordinare despre Dumnezeul lui Avram. Revenind la Iosif, mă impresionează faptul că el nu s-a plâns de suferința lui. Nu-l găsim că s-a întrebat, dar ce-i cu mine aici, Doamne, de ce mă lași pe mine așa într-o suferință grea? Nu, niciodată. Și când l-a înălțat Faraon, el a salvat vieți. A fost în stare, gata, pregătit să salveze vieți. Și a salvat familia lui, toată țara Egiptului și toate țările din jur care deja trecuseră prin foametea de 7 ani. Și acum Dumnezeu face același lucru cu noi. Dumnezeu, prin suferințele prin care ne trece de-a lungul vieții, ne formează. Pentru unii Dumnezeu are o suferință de 3 zile, pentru alții are o suferință de 1 an. Pentru alții Dumnezeu are suferințe de 10 ani, pentru alții și mai mult. Unii oameni suferă toată viața. Dar ce păcat ar fi să ne împotrivim lui Dumnezeu și să nu învățăm nimic din suferință? Am pierde cele mai mari binecuvântări. De aceea eu mă încurajez pe mine și încurajez pe toți ascultătorii să nu lăsăm suferința să treacă pe lângă noi fără să învățăm ceva din ea. Să lăsăm pe Dumnezeu prin suferință să ne modeleze, ca atunci când El hotărăște că am suferit de ajuns, să ne folosească, să atingă multe vieți pentru împărăția Lui. Acesta este scopul pentru care suntem aici pe pământ. Dumnezeu vrea să ne folosească, să își mărească împărăția și prin noi vrea să atingă inimi. Vrea să cucerească inimi pentru împărăția Lui, pe care noi așteptăm și ne bucurăm că avem un viitor și o nădejde. Așa este cum spui și din prefața noi cărți care va fi tipărită în curând, ne vei spune când, am văzut o apreciere a pastorului Petrică Lascău, care spune că această nouă carte este un apel plin de dragoste pentru a începe cu Dumnezeu în fiecare zi. Cui adresezi în primul rând acest apel? Cine sunt cititorii țintă la care te-ai gândit când ai scris? Eu cred că orice om care citește această carte și își începe viața cu Dumnezeu poate să se bucure de relația cu Dumnezeu. Mă gândesc și la creștini și la necreștini, și la oamenii care cunosc Biblia și la oamenii care nu cunosc Biblia. Să știți că eu m-am rugat foarte mult lui Dumnezeu prin cărțile mele să atingă și inimile celor care n-au auzit de Dumnezeu, celor care nu citesc și nu cunosc Biblia. Și m-am rugat lui Dumnezeu să fiu simplă în scrierea mea, să poată să priceapă oricine citește, să nu folosesc cuvinte care sunt greu de înțeles, că nu mi-aș dori oamenii să pună jos cartea mea, ci aș vrea să aibă răbdare să treacă până la capăt prin paginile acestei cărți
și să ajungă la un bun final și să ajungă la un moment al deciderii, când să recunoască că este dator cu un răspuns lui Dumnezeu. Da, Doamne, mi-ai făcut o chemare să te aleg pe tine la începutul zilei. După această carte citită, îți dau un răspuns. Aceasta ar fi bucuria mea, să văd că oamenii dau un răspuns lui Dumnezeu și spun, da, Doamne, la începutul fiecărei zile, la începutul fiecărui lucru, Tu, Dumnezeu, ești Dumnezeul meu. Se adresează în mod special femeilor sau nu numai? Nu, tuturor. Este cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul tuturor. Tuturor, chiar și celor mici. Și am câteva prietene cărora le-am sugerat să citească împreună cu soțul și cu copiii o meditație pe zi, 5 minute. Probabil că nici 5 minute nu durează citirea unei pagini. Este o pagină pe zi. Și cred că este important ca familie să mai discute pe marginea celor scrise, pentru că unele zile sunt foarte bogate și chiar multe principii scrise, chiar două, trei, unele pagini sunt mai bogate în principii biblice decât altele. Și acestea ne conduc la anumite discuții. Și dacă citim soț, soție și copii, s-ar ridica anumite întrebări. De ce așa? De ce nu așa? Ce înseamnă acest lucru? Ce am putea să facem? Cum am răspunde la această întrebare? Cărțile mele au un ceva special, ceva ce mă caracterizează pe mine, este întrebarea. Sunt foarte multe întrebări de cercetare care ne ajută să ne cercetăm sufletul și viața noastră și motivațiile noastre și metodele pe care le folosim și cum ne trăim viața și cum gândim și cum ne trăim fiecare clipă. Chiar fiecare clipă sunt întrebări pe care m-aș bucura cititorii să caute răspunsuri la ele. La unele dintre ele dau răspunsuri, dar sunt întrebări la care nu dau răspuns, ci las inima cititorului să cugete. Și să găsească răspunsul. Și să găsească răspuns. În rugăciune, poate. Și în rugăciune, da. Aș vrea să citim una dintre meditații, deși cartea încă nu este tipărită. Când va fi tipărită cartea? Cu ajutorul lui Dumnezeu mă gândesc anul viitor, la începutul anului, să fie tipărită și s-ar putea să o tipăresc la editura din Arad, unde mi-am tipărit 3 cărți, dar s-ar putea să o tipăresc în Cluj. Încă nu știu. Aștept răspuns de la Dumnezeu. Eu mă rog Domnului și pentru fiecare lucru și chiar și pentru tipar și pentru toate detaliile cu privire la cărți, la alte lucruri. Aștept lumina și călăuzirea lui Dumnezeu, dar în inima mea simt că la începutul anului viitor va fi tipărită. Vei face o promovare cumva la lansare? Dacă Dumnezeu mă va ajuta să ajung în țară, m-aș bucura, pentru că n-am promovat nicio carte ca o lansare de carte într-un spațiu public sau undeva, decât la Credo și la Radio Vocea Evangheliei, câteva interviuri, dar m-aș bucura pentru o lansare de carte dacă Dumnezeu hotărăște acest lucru. Ne-am bucurat să găzduim această lansare și mulțumesc. Așteptăm vești de la tine. Da, o să vă țin la curent cu toate. Mă gândesc că pe blog cei care sunt cititorii tăi vor putea să afle când este lansată și vor putea să comande cartea. Da. Da. Pe blogul meu sunt foarte multe detalii cu privire la cărțile mele. Pe partea dreaptă a blogului, dând click pe imaginile cărților, ajungem la varianta electronică a cărților. Deja cartea lui La început Dumnezeu există în varianta electronică. Și toate celelalte cărți există în varianta electronică. Și există și câteva audiobooks tot pe partea dreaptă la box. Este acolo o rubrică box unde se găsesc cărți audio. Dar varianta tipărită se găsește pe partea stângă a blogului și toate informațiile unde le găsesc cititorii sunt descrise acolo și ei află amănunte cu privire la activitatea mea și pe blog și cântările mele de asemenea le găsesc acolo și pot să-mi scrie. M-aș bucura să
am și eu feedback-uri, așa cum și voi vă doriți, să văd că cititorii se bucură, să văd că oamenii sunt zidiți sufletește. Am câteva comentarii, dar m-aș bucura dacă și alții ar avea curajul să-și deschidă inima și să spună cum Dumnezeu le-a atins viața prin scrierile mele. Aș vrea să citim o meditație, da. Cea care este disponibilă. Am ales una din 7 ianuarie. Okay. Aici fac referire la versetul 1 din Genesa, capitolul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu a creat pământul ca să fie locuit de oameni. În Geneza 3, versetele 1 la 6, ni se prezintă căderea omului în păcat. Poate că ești familiară cu istoria primilor oameni, Adam și Eva. Cum înțelegem căderea omului în păcat? Iată întrebările tale obișnuite. Iată răspunsul. Adam și Eva au încercat să meargă pe calea lor, au luat decizii după bunul lor plac. Rezultatul a fost un dezastru pentru ei și pentru toată omenirea. Noi avem o natură păcătoasă. Te-ai întrebat vreodată de ce ești așa cum ești? Te-ai întrebat vreodată de ce este așa de greu să renunți la obiceiurile rele? Dacă ne comparăm cu alți oameni mai răi decât noi, ni se pare că nu avem așa de multe păcate. Însă recunoașterea și acceptarea căderilor noastre ne ajută să refacem relația noastră cu Dumnezeu. Când ai spus ultima dată, nimic bun nu locuiește în mine? Astăzi. Când înțelegem harul lui Dumnezeu, recunoaștem că am păcătuit. Noi suferim consecințele căderii primului om. Chiar și pământul este afectat din cauza păcatului primordial. Creația lui Dumnezeu a fost perfectă, dar omul a distrus-o prin păcatul lui. Paradisul a fost pierdut. Aceasta este o istorie tristă, dar Dumnezeu, în bunătatea și în harul Lui, a plănuit restaurarea, răscumpărarea, viitorul și eternitatea. Cartea Geneza este fundamentată în ceea ce privește înțelegerea căderii omului și a harului lui Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii să-L vezi. Roagă-te Domnului ca să-ți arate cine este El. Roagă-te Domnului să-ți descopere ce-i rău în viața ta și ce trebuie schimbat. Deciziile rele duc la distrugere. Omul a căzut, dar Dumnezeu este bun, milos și plin de dragoste. El vrea să-i ofere omului restaurarea prin credința în Domnul Iisus. Cartea Geneza, prima carte a Bibliei, ne prezintă imaginea cerului și a pământului, grădina Eden, pomul vieții păzit, prima căsătorie, evenimentul în care Eva este ispitită de Satan, moartea din cauza păcatului și, în final, promisiunea răscumpărătorului, Domnul Iisus Hristos. Cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, ne prezintă imaginea unui cer nou și a unui pământ nou, grădina orașului, pomul vieții, căsătoria mielului, evenimentul în care Satan este aruncat în iazul cu foc, absența morții și domnia răscumpărătorului. În frământările vieții de zi cu zi spre care viitor te îndrepți, ești disperată sau aștepți cu bucurie viitorul pregătit de Domnul? Îți recunoști păcatul și nevoia de a avea un răscumpărător? Vei cere ajutor dacă nu înțelegi Biblia? Îți dorești să cunoști adevărurile fundamentale ale Bibliei? De ce trăiești viața fără să-L cunoști pe Dumnezeu? Doamne, vreau să Te cunosc. Începe ziua cu o rugăciune către Creatorul Tău. Îmi place foarte mult comparația primei cărți cu ultima. Pentru că deși există o cădere, totuși avem har. Și ori de câte ori suntem tentați să spunem negativul, să nu uităm că Dumnezeu ne aduce pozitivul. Căderea este negativă, harul este pozitiv. Și într-adevăr, deciziile noastre sunt importante. Deciziile negative ne duc la distrugere, dar harul lui Dumnezeu ne eliberează din deciziile greșite ca să nu ajungem la distrugere.
Și avem un viitor. Apocalipsa ne prezintă viitorul. Și ce minunat să avem un răscumpărător, să știm că El va veni și noi vom ajunge în împărăția Lui. Și să ne rugăm pentru aceste lucruri. Cred că este foarte important. Și rugăciunea face ca aceste adevăruri să prindă viață în noi. Am mai găsit, uitându-mă printre meditații, o afirmație foarte frumoasă și adâncă pe 26 ianuarie, în care spui: omul îl glorifică pe Dumnezeu când are o atitudine corectă față de munca lui sau munca altora. Aș vrea să comentezi un pic, nu o să citim meditația, să ne spui cum ai ajuns la această concluzie și ce ai vrea să luăm aminte. Nu mi-amintesc contextul acesteia, dar încerc să explic ce înțeleg acum. Pe moment îmi vine în minte faptul că noi avem o natură foarte egoistă. Omul este în esență foarte egoist și mândru. Și de multe ori când muncim, vrem totul pentru noi și apreciem foarte mult munca noastră, dar mai puțin munca altora și parcă uneori credem că ni se cuvine alții să muncească pentru noi. Și în relația cu Dumnezeu eu am învățat că trebuie să respect și munca mea, dar și munca altora. Este important să respect proprietatea altora. Cred că este vorba aici despre respectarea proprietății altora în meditație. Nu mi-aduc aminte, dar cred că ideea aceasta am vrut să o prind. Noi avem responsabilitatea de a respecta proprietatea altora. Multe lucruri, dacă ne-am uitat fiecare în casele noastre, avem multe lucruri pentru care n-am plătit nimic. Fiecare au fost cadouri, fie că le-am obținut la o ofertă specială pe care am plătit foarte puțin, dar în esență pentru ele cineva a muncit. Pentru fiecare lucru cineva muncește. Și uneori suntem tentați să cerem altora ceva pe gratis. Orice lucru, pentru orice lucru cineva muncește. Și orice lucru trebuie prețuit. Mă gândesc la curățenia orașului, să spunem așa. Venind aici în România, am văzut câteva străduțe foarte pline de hârtii și de lucruri pe care unii sau alții sticle le-au aluncat. Și m-am gândit, acum mă gândesc de fapt, cum am avea grijă de ceea ce nu este al nostru. Strada nu este a noastră, este un bun public. Instituțiile mari sau în jurul caselor vecinilor noștri nu ne aparțin. Cum avem noi respect față de proprietatea altora? Este absolut esențial pentru un creștin să se auto-educe, să păstreze respectul pentru munca altora. Și nu m-aș duce mai departe la cei ce au subalteni pe care îi folosesc în business-urile lor. Și ei trebuie să-și respecte angajații, să le prețuiască munca. Este o situație tristă de multe ori pentru că oamenii nu sunt prețuiți la locurile de muncă. Și oamenii sunt nemulțumiți și atunci se duc și ei și neglijează munca altora, mai mici ca ei. Și este un lanț al slăbiciunilor. Dar când cineva prețuiește munca ta, când cineva te încurajează, parcă vrei să faci mai mult. Și am putea să biruim negativismul și lucrurile rele prin bine, cum ne și spune Biblia, sau cum cartea mea biruiește, are motoul, biruiește răul prin bine. Mă gândesc că am avea o altă atitudine față de muncă și față de munca noastră și față de munca altora dacă am încercat să facem binele și pentru noi și pentru alții. Să nu fim egoiști, numai mie să-mi fie bine. Este și mentalitatea asta și firea pământească alimentează dorința noastră de a ne fi bine, să-mi fie mie bine. Și avem și exemple în Biblie de oameni egoiști care au spus: în viața mea să fie bine, ce vine după mine nu mă interesează. Nu putem să spunem după mine potopul. Trebuie să pregătim, să dăm mai departe o moștenire de credință, un exemplu de trăire după voia lui Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de cei ce vin după noi.
O lume mai bună. O lume mai bună. Și nu se poate fără Dumnezeu. Comuniștii au încercat un om nou, dar n-au reușit. Nici noi astăzi nu reușim fără Dumnezeu. Aș vrea să vorbim puțin și de cealaltă carte, Fiul meu, regele meu, care este și ea în lucru acum. Da, este în lucru și este aproape gata și acea carte. În prima fază, faza a doua, în ce privește corectarea, durează mai mult, probabil că durează un an de zile. Deci, cartea Fiul meu, regele meu, este o carte de meditații biblice zilnice, care este bazată pe Evanghelia după Ioan, după Matei. După Matei. Da. Toate cele patru evanghelii îmi sunt dragi și prima carte este cartea Deschidem ochii, o carte de meditații zilnice bazate pe cartea Ioan. Deci, Fiul meu înseamnă Fiul lui Dumnezeu cu M mare, Fiul da. Meu și Regele meu cu M mic înseamnă Regele meu personal. Deci fiecare, citind această carte, Fiul meu, Regele meu, va ajunge la o concluzie. Că există un rege suprem care a venit pe pământ, s-a făcut om, deși este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, tocmai ca să ne învețe ca om că este posibil să ai caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Iisus Hristos descris în Evanghelia după Matei trebuie să devină și caracterul nostru. Și cel mai mult m-a impresionat Matei capitolul 5. Cu toții ne bucurăm de predica de pe munte și capitolul 5 și 6 și 7 sunt o minunăție pentru noi toți. Dar niciodată parcă nu am înțeles adevărurile din această predică de pe munte ca și anul trecut în care am studiat mai mult această carte și am auzit pentru prima dată că este vorba aici despre 8 atitudini și în engleză am auzit expresia 8 Beatitudes și am încercat să mă joc un pic cu acest cuvânt. Beatitudes, atitudini pozitive, to be, a fi, care țin de caracter, a fi așa cum cere Dumnezeu, sau Beatitudes, beatitudine, minunăție, supremație, excelență, frumusețe. Și m-a impresionat descrierea caracterului Domnului Iisus Hristos în cele 8 atitudini. Nu știu dacă ai vrea să dezvolt un pic aici? Sau... Aș vrea să încheiem cu ideea aceasta, okay. Pentru că timpul s-a dus, dar cred că e o idee foarte frumoasă cu care aș vrea să rămână telespectatorii noștri în minte. Înainte să o prezint, vreau să-ți mulțumesc, să-ți doresc succes și să le spun dragilor noștri telespectatori că îi așteptăm să ne revadă la o nouă emisiune peste o săptămână și vom încheia altfel decât de obicei, cu prezentarea pe care tu tocmai ai început să o faci. Acum? Da. Ok. Deci sunt cele 8 trăsături de caracter pe care și le dorește oricine. În adâncul nostru, toți tânjim după bine, după un caracter frumos. Dar aceasta este o muncă imensă. Și aceasta este un har și un dar de la Dumnezeu pe măsură ce îl lăsăm să dezvolte acest caracter în noi. Prima trăsătură ar fi sărăcia în Duh. Pentru mine această sărăcie în Duh este o dependență totală de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos n-a făcut nimic fără Tatăl. Deseori îl vedem în rugăciune ca să asculte de Tatăl, chiar dacă știa ce are de făcut. El știa că trebuie să meargă la cruce, dar a petrecut timp în rugăciune și a zis... A ajuns să spună nu voia mea, ci voia ta. Și dependența aceasta totală de Tatăl trebuie să o învățăm și noi în viața de fiecare zi. Să renunțăm la noi, la voia noastră, la plăcerile noastre, la vederile noastre, la deșteptăciunea și cunoștințele noastre, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu. A doua trăsătură ar fi plângerea păcatelor. Noi de multe ori ne plângem pentru anumite lucruri și uneori ne plângem chiar și în rugăciune. Doamne, Tu știi câte nevoi, Doamne, Tu știi ce mi s-a întâmplat, Doamne,
Dar caracterul nostru se formează când noi ne plângem păcatele, când recunoaștem că avem nevoie de acest lucru. Dumnezeu nu ne iartă dacă nu ne cerem iertare. Și rugăciunea Tatăl nostru ne învață și să ținem cont și de cei pe care noi trebuie să iertăm, să ne cerem iertare de la Dumnezeu, să ne iertăm pe noi și să iertăm și pe alții. Și păcatul ține de această fire pământească care nu ne lasă să recunoaștem. Și dacă nu stăm aproape de Dumnezeu, nici nu ne vedem păcatele. Astăzi am luat un taxi să plec undeva și îmi spune șoferul că el este un om bun. Și printre altele îi spun că nu există oameni buni. Și n-a vrut să stea de vorbă cu mine, că el este un om bun, nu distrus casa nimănui, el numai un pic de minciună, de aia nu-i păcat. Și mă gândesc cât de mult pierdem când nu vedem realitatea despre noi. Aș merge mai departe la ferice de cei blânzi. Blândețea este o calitate de la Dumnezeu. Noi nu suntem blânzi, natura noastră pământească. Uneori credem că suntem unii mai liniștiți decât alții, dar blândețea vine de la Dumnezeu. Este mult mai mult decât ceea ce se vede și se aude printr-o vorbire. Blândețea este o trăsătură a caracterului lui Dumnezeu care se dezvoltă în noi. Ferice de cei flămânzi și însetați. Foamea și setea după neprihănire, nu după alte lucruri, se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Își găsește potolirea în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem flămânzi și însetați după neprihănire, după cuvântul lui Dumnezeu, ceva este greșit în noi. Unii oameni nu citesc Biblia, merg la biserică și spun că sunt îi de ajuns. Cât de mult pierd ei în relația cu Dumnezeu? Pentru că cine este înțelept se unește cu înțelepții și rămâne în cuvânt. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Uneori suntem în confuzie despre milă, har, îndurare și nu știm care este diferența și dărnicie. Sunt câteva cuvinte pe care le-am explicat în cartea mea și cu siguranță cititorii o să înțeleagă diferența și felul în care Dumnezeu poate să dezvolte aceste calități în noi. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată este foarte importantă și se leagă puțin de iertare, de plângerea păcatelor, dar este și această parte a păstrării inimii curate. Faptul că ne dorim și ne rugăm, Doamne, vreau să mă păzesc de păcat și inima să mi-o păstrez curată. Și pe măsură ce ne păstrăm inima curată, vom experimenta și mai mult dezvoltarea caracterului nostru. Pentru că dacă ne permitem în fiecare zi să păcătuim și zicem, mă rog și Dumnezeu mă iartă și iar păcătuiesc și Dumnezeu mă iartă, nu avem acea dezvoltare a caracterului pe care Dumnezeu o vrea în viața noastră. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Este și pacea și împăciuirea. Pacea este tot o roadă a Duhului Sfânt, tot Dumnezeu dă calitatea de la El. Și împăciuirea, în relații suntem foarte tentați să lăsăm relațiile nerezolvate și uneori nici nu știm cum să le rezolvăm. Ce minunat este să avem oameni împăciuitori în jurul nostru de la care să învățăm cum să devenim și noi oameni împăciuitori. Și aș mai spune că mai urmează una, ferice de cei prigoniți. Iar aici la prigonire sunt multe situații în care Dumnezeu ne lasă, unele mai ușoare, altele mai grave, până la cei care ajung să fie chiar omorâți din pricina neprihănirii, din pricina Domnului Iisus Hristos. Uneori chiar și aici în țara noastră noi știm multe cazuri în vremea comunismului, dar acum și în alte țări. Și vreau să vă spun că și în America începe persecuția și nu știm cum va fi și ce va fi, dar este normal să fim persecutați, este normal să fim prigoniți, este normal să fim neînțeleși și neapreciați de lume și nu trebuie să ne facem relevanți lumii devenind ca ei. Noi trebuie să fim diferiți, noi trebuie să acceptăm că suntem altfel decât ei și nu numai că să acceptăm, să ne bucurăm.
Că aici este vorba, bucurați-vă, ferice de cei. Toți sunt binecuvântați, fericiți, felicitați pentru aceste calități. Dumnezeu îi felicită pe cei care dezvoltă acest caracter în ei. Și pe urmă, să nu uităm că cei necredincioși sau chiar și cei credincioși, când ne văd că stăm în picioare pentru adevărurile Domnului și suferim prigoana, în adâncurile lor ne apreciază și își doresc să fie ca și noi, deși s-ar putea că pe gură le-ar ieși cuvintele de dezapreciere ca să ne descurajeze pe noi, să nu ne lăsăm intimidați, ci să avem această tărie de caracter, să înfruntăm tot ceea ce vine în viața noastră, că Dumnezeu vrea să ne formeze puternici pentru împărăția Lui. Și pe urmă, în capitolul 5, 6 și 7, Dumnezeu pune în contrast unele lucruri pe care eu nu le-aș pune în contrast. Pune în contrast rugăciunea cu milostenia, adică nu chiar în contrast, ci împreună. Postul și postul și iertarea greșelilor, comorile și îngrijorările, aici judecățile. Aș propune să le dezbatem astea în emisiunea următoare, pentru că timpul s-a dus foarte repede. Mulțumim, Ana, și Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc foarte mult, m-am bucurat să fiu aici și să deschidem scripturile și să ne bucurăm de comorile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Mulțumim!